Bună dimineața, my friend! Bună dimineața! Este ora 8:23. Sunt trezit de la 6 și un pic. Comuna Țigănaș, satul Mihai Cogălnicianul. De la Iași am plecat și mă duc spre Botoșeni. N-am mai fost pe zona asta. Vreau să spun că este... Bă, uită-te că mi se ridică părul pe mâini. E incredibil de fain. Îmi pare rău că văd foarte multă sărăcie, dar îmi place când văd o căruță, da? E autentic românesc, nene. Cred că doar la noi și în Bulgaria mai găsești așa ceva. Mai vine așa cât un iz din ăla de bălegar. E perfect, nene. Deci asta înseamnă sat românesc. Excelent, nene. Excelent. Uite, omul de la lopat acolo. Copilul este în picioarele goale. Asta înseamnă sănătate, frate. Asta înseamnă sat. Excelent, îmi place foarte mult. Ia uite, plante, frumos. Ăsta e mai îngrijit, dar am trecut printr-un sat, arăta foarte rău. Biserica, aici e biserica. Doamne ajută la toată lumea, nene. Oi, oi. Ia uite, faci ce faci și aici ajungi, Vasile. Ia uite, toți ajungem acolo. Țac, pac și s-a terminat. Ia uite câtă apă aici, bă, băiete, n-ai să crezi. Ceva lacuri, nu știu ce sunt. Uite că se văd încolo. Zonă de pescuit aici. Mihail Cogălnicianu a ieșit. Ia uite, caise, ce erau alea? Gâștele, ia uite-le acolo. Pe alea trăiesc ca în paradis, bă, băiatule, aici. Apă câtă vrei. Mamă, deci e superbă și zona asta. Chiar îmi place, am făcut o alegere bună lându-o pe aici. Toate acareturile în curte, roaba răsturnată. Aie, frate, om a plecat la mare în Germania. Serios, chiar e faină zona asta, mi-a plăcut, îmi place mult aici. Îți vezi cât pământ, bă, băiatule, și ei spun că suntem prea mulți și nu ne ajunge hrana și trebuie făcută în laborator. Pe odată ce mănânci hrană sintetică, nici tu nu mai ai nimic în tine, să zic așa. Deci mâncând hrană sintetică, e clar că ai rupt rădăcinile cu viul, cu organicul. Deci fii atent, încă sunt copaci aici, ăștia să ia de pe vremea lui Ceaușescu, cu siguranță. Știi? Pe marginea drumului, plopi, caiși, piersici, pruni găseai. Uite ce frumos umbrește aici toată zona asta. Extraordinar, foarte fain. Așa îmi place, flori nemuritoare. Excelent aici, Vasile. Îmi place mult, e frumos. Uite, vezi ce fain se umbrește toată șoseaua. E super. Unde se grăbește o șosta? Audi decapotabil, n-ai să crezi, nu mai aveți căruță 4 cai. Ia uite oițele. E fain, mă, mie îmi place când văd lucrurile astea. Serios. Păcat că nu este ajutat, să zic așa, fermierul român. Ia uite, tăiem cu cositoarea, țâc, 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 țâc. Noro, Vasile! Asta-mi place, mă, român autentic, bravo, nene! Mamă, dar cât pește e acolo, cred că, a? Ce bine stai acolo la pescuit, pac, pac, a tras crapul, ți-o trage la fund, n-ai să crezi. Da. Foarte frumos, îmi place. Mă duc încolo spre Botoșani. Pe zona asta n-am mai fost, dar cred că ți-am mai zis odată. Acolo, tind să cred că era o stație de pompare care trimitea apa pe anumite canale ca să se irige toată zona, să zic așa, știi?
Când erau hidranți și toate alea, le-ați furat, le-ați vândut la fier vechi, banii ați fumat și ați băut și acum am mâncat rădăcini. Că nu plouă, plouă doar la comandă. A început să plouă la buton. Dacă nu mă crezi, interesează-te. Și că am început să fie cald. Da, da. Ai tăiat filtrul de particule, ai zis, lasă că-l vinzi, iei 300 de euro. Aha. Te-ai cam încălzit un pic, da, da. Iau de baloți. Bă, nu mă așteptam să găsesc așa drum bun aici. E foarte bun. Ia uite, încă o stână din asta aici. Mamă, ce întindere, bă, băiatule. Super, hai să mai vizităm un sătulăc. Să vedem ce e aici. Și pătrundem în satul Borșa. Sărăcie cruntă. Da, da. Uite, bă, cât e de sărac, dar și-au pus flori acolo, să fie frumos. Bravo, frate, bravo, bravo. Avem X5, X18, stegulețe. Cred că ne pregătim de sărbătoare ceva. Fain, e curat, văd că pe aici ar tăiat iarba aia. Hales. Da, mă, un sat românesc, frate, din Iași. Zonă săracă a României, deși cu un potențial foarte mare. Dar n-are rost să mai discutăm lucruri care ne enervează. Mamă, 4 și cu 26 parabolice. Ăla ce prindea, mă, TV Neptun, Radio Sky, Antena Satelor. Bine ai venit, este ora 16, ai venit la fix. Sau cum era, ai ajuns la fix, nu știu. Fântână. Ia uite aici, cred că era pământ din ăla galben de făceau, știi, construcțiile. Cu pleavă, cu paie, cu cai, cu ferească, Dumnezeu, că acum e și pe ceau. Și cărămida. Ia uite, lumea lucră aici. Bun, bun, bun. Mănăstire, e și mănăstire aici. Interesant. Ia uite, și pe inamicii grăsimii numărul 1, inamicii Europei. Desprenări. Uite, că și-au adus lemne ăștia. 2 km în dreapta, dar pe unde merg, Vasile? Op, op. Barza? Unde? N-a venit anul ăsta. Cine știe. Fi dus în Irlanda. Op, op. Unde merg brenele la ora asta? Au, tu vezi cât a câmp aici, bă, băiatule. Hai de pui mei. Nu, îți dai seama numai de pe zona asta care o pot vedea eu, să zic. Da, deci câte cereale se pot face. Dar cum totul este influențat de la buton, ai ce face, Vasile? Uite căruța. Punem semnal. Să ne vadă domn Vasile din spate. Omul ăla vine după mine de nu știu cât. Înmatriculată ușa asta, de la Vlădeni. Ia uite, 300. Ăla e conducătorul, are coasa. Op, op, op. Îl vezi? Merg, el a tăiat de ceva pe aici. Râul Jijia. Bine am zis. Aici are pește, mă, trebuie să fie pește, apă curgătoare. Opa, stop, Vasile. Atenție la tren. Comuna Vlădeni, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Doamne ajută nenul la toată lumea. Nu trece tren pe aici, mă, că nici nu știu.
Ia uite, stâlpul ăla e căzut, bă, băiatul. Ia uite, doamna, s-a apucat de curățenie. Bravo, doamnă. Super, super. Opa, pe aici și că face dreptul. Uite, să mă dau un pic așa. Și un pic așa. Și pe aici așa. Ăla nu mai vine după mine. Nu mai vine. Încetos, Vasile, că e drumul strâmt aici și te duci în șanț. Ușor, 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 Nea Petrică. Așa, mersi. Acolo trebuie să facem la dreapta. Team Industry. What is happening here? Hop, hop, hop. Și am ieșit aici la principală, bănesc. Așa. Ce fabrica lui Soare e aici, mă? Foarte bine, au băieți, bravo, bă. Ce montez? Camera de bord? Bravo, nene! Ia zile asta, camera! Grămadă de apă și aici, o băiete. Ce stau, Paulonia din ăla? A? Serios, din ăla, ui. L-au crescut strâmb. Nuci. Și veveriți. Uite la cum și-a făcut acolo, din ăla, adăpost, din ăla. Colibă, rom petrol. Mai am 4 linii, mi-ajunge până la ăsta unde trebuie să ajung. Corcodușul e încărcat acolo. Bun, bun, bun. Da, ce să zic, mie mi se pare, eu consider că este o zonă destul de ok. Păcat că oamenii de aici își duc o viață destul de grea. Dar zona este faină. Ce să zic, my friend? Te salut și te las. Toate cele bune și cum scria acolo. Doamne ajută!